Aditiv, combustibil, curățător, sisteme injecție, mit sau realitate? Oricât de mult ne dorim să obținem rezultate miraculoase, poțiunile magice de curățare ale sistemului de injecție de cele mai multe ori nu pot înlocui o vizită la mecanic. Însă, dacă mașina ta are timp morți de accelerație, la relanti se supraturează sau consumul de combustibil a crescut, atunci este recomandat să încercați poțiunea magică. Ce poate face un aditiv combustibil curățător de sistem injecție? Un aditiv de sistem injecție curăță sistemul de alimentare per întreg ansamblu, cu rezervor și pompă de benzină până la partea superioară a cilindrilor. Prin îndepărtarea rezidurilor rezultate din arderi sau depunere ale combustibilului și amestecului de aer necorespunzător cu sistemul de aprindere. Cum se folosește aditivul pentru sistemul de injecție? După ce faceți plinul rezervorului de combustibil, se toarnă și tot conținutul sticlei de aditiv. Se poate folosi un aditiv sistem injecție de mai multe ori? Conținutul unei sticle de aditiv poate fi turnat în rezervor doar după ce acesta este plin. Dacă doriți să folosiți de mai multe ori pentru o curățare mai eficientă, consumați plinul din rezervor și ulterior la următorul plin, turnați o altă sticlă de aditiv. Când observăm o îmbunătățire a sistemului de injecție? Uneori, chiar după primul plin de rezervor consumat, mașina va avea o turație la relanti mai scăzută, dar și mai puțin zgomotoasă. Va percuta mai bine comenzilor accelerației, iar dacă stilul de condus este unul normal fără turații excesive, se va observa și un consum de combustibil mai mic. După 500 de kilometri parcurși, am sesizat următoarele. Pornirea se face mai repede. Relantiul s-a așezat unde este locul. Nu am observat o îmbunătățire a accelerației, însă de precizat nici nu aveam o problemă în acest sens. Plusul dat de aditivul de curățare sistem injecție fiind un consum mai mic, aproximativ 0,6% litri per 100 de km. Provocare. Te provoc să ne împărtășești tu ce poțiune magică ai folosit pentru curățarea sistemului de injecție al mașinii tale. Eu speram ca după această poțiune magică nici măcar să nu mai fie necesar să-i bag combustibil. Însă revin cu picioarele pe pământ și aștept cu nerăbdare tehnologia de deplasare extraterestrilor să fie fabricată în China. Nu uita să te abonezi. Aici testăm tot felul de poțiuni miraculoase, ne dăm cu părerea, facem haz de necaz și din când în când mai învățăm să meșterim și câte ceva util.